Salut! Cineva ne otrăvește aerul din București. Chestiunea e veche și lumea noastră politică știe, încasează și tace. Ați auzit de Sintești? Locul acela infernal unde se ard cabluri la foc continuu de către clanuri interlope. Și locul de unde vine moartea și bolile copiilor noștri. Pentru că aerul și apa sunt cele mai importante elemente pentru sănătatea noastră. Dacă ele sunt otrăvite, totul e pierdut. Mâncarea, se știe, e plină de pesticide, interzise în unele țări europene, dar ce respirăm noi azi în București este cancer curat. Fiecare contribuabil din România achită anual 1800 de lei ca parte din nota de plată a celor 6 miliarde de euro generată de poluarea din capitală. Bucureștiul fiind cea mai poluată din UE. E cea mai mare sumă achitată în Europa. Desigur, cetățeanul nu știe că nu prea se dă la știri într-o țară în care puterea politică plătește presa ca să se ocupe de opoziție. Nu de găinăriile criminale ale actualului guvern. Pădurea este, nu știu dacă o știți, declarată o entitate atât de importantă încât a fost inclusă în chestiunile de siguranță națională. Numai că articolul 34 din Constituția țării zice așa: dreptul la o ocrotire a sănătății este garantat. Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și a sănătății publice. Mai citiți odată, pe panou. Nu mai e nici Constituția ce era. Se pune întrebarea: sănătatea cetățeanului care plătește amenda politicianului fără să aibă habar, este sau nu este o chestiune de siguranță națională? Este, dar nici cetățeanul nu mai este ce era. În fapt, a început să nu mai conteze prea mult. O altă întrebare care se pune: unde este societatea civilă organizată profesional? Unde sunt ONG-urile de mediu? Nu e poveste. E realitate, o realitate medicală cruntă în care zeci de mii de copii se îmbolnăvesc anual în capitală. Pe scurt, cerem demisia ministrului mediului Mircea Fechet și a șefului Gărzii Naționale de Mediu, Andrei Corlan, cel care a declarat că dacă arzi deșeuri, faci pușcărie, și mi-asumă această afirmație, zise el la instalarea în funcție. Evident că nu face nimeni nicio pușcărie, pentru că șpaga dată irresponsabililor noștri politici este o certitudine. Criminalitatea și complicitatea criminală are sediu și în acest local, să-i spunem așa, guvernul României. Pentru că toată lumea de aici știe că populația Bucureștiului este otrăvită. Marcele, se aude? Sau matale, nu mai locuiți în București? O să vă întrebăm și în campanie electorală, pentru care v-ați asumat o candidatură la președinție, în care primul lucru pe care trebuie să-l știți pe de rost și să-l respectați e Constituția României. Salut!